Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru prezența la ședința ordinară a lunii mai 2021. Salutăm și prezența presei pentru o informare corectă și transparentă a deciziilor pe care le luăm aici în Consiliul Local pentru binele comunității noastre. Vă mulțumesc mult încă o dată, doamnă secretară, îmi dau cuvântul să conduce ședința. Da, vă mulțumesc mult încă. Având în vedere starea de sănătate a colegului nostru care este președinte la această ședință, voi prelua eu lucrările ședinței, voi da citire ordine de zi și voi supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Întâi să aprobăm procesul de val. Dacă sunteți de acord, în redactarea acestuia. Vă mulțumesc mult. Păi da, și cu eu bine de zi. În temeiul articolului 133 aliniatul 1, procesele 4 din 1 litera A din ordonanța de urgență 56 pe 2019, privind codul administrativ și a dispoziției numărul 87 din 21 mai 2021, emisul de primarul Comunei Bătărești, convoacă Consiliul Local al Comunei Bătărești, în ședință ordinară ce va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local, joi 27 mai 2021, ora 9:30, articolul 1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Bătărești, județul Bacău, în ședință ordinară, următorul proiect al ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bătărești pe trimestrul 1 al anului 2021. Inițiator, primarul Comunii. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Bătărești în adunarea generală a acționarilor a SECE Compania Regională de Apă Bacău-Iuca, la care Comuna Bătărești este acționar și în faza Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, inițiator primarul Comunului. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor, tarifelor, pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare, inițiator primarul Comunului. 4. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 18 din 31 martie 2021 privind aprobarea reorganizării compartimentului de distribuire al apei potabile în statele Târgu Bobi și Bătărești, instructura aparatului de specialitate a primarului Comunei Bătărești, județul Bacău, inițiator primarul Comunului. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activități de protocol a primăriei Comunei Bătărești pentru anul 2021, inițiator primarul Comunului. 7. Proiect de hotărâre privind participarea la programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public derulat de administrația Fondului pentru Mediu cu proiectul investițional Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din Comuna Bătărești, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 7. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2021, inițiator primarul Comunei. Și diverse. Dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre cu ordinea de zi făcută de primarul Comunei. Vă mulțumesc frumos. Voi trece la prezentarea proiectelor de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bătărești pe trimestrul 1 al anului 2021 se aprobă execuția veniturilor bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bătărești pe trimestrul 1 al anului 2021 în valoare totală de 1.435.670,78 lei conform anexei parte integrantă în care
1.435.670,76 la secțiunea de funcționare. Articolul 2 se aprobă execuția cheltuielilor bugetului local de venituri și cheltuiele al Comunei Tătărești pe bimestrul 1 al anului 2021, în valoare totală de 625.406,22 lei, conform anexului parte integrantă a prezentei hotărâri, din care 625.406,22 lei la secțiunea de funcționare. Dacă sunteți de acord, proiectul de hotărâre, dar întâi solicit avizul comisiilor de specialitate, domnul Botoc. Aviz favorabil. Domnul Budău și domnul Mance. Aviz. Vă mulțumesc. Vă supunem la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului de bază cu atenția mâna Hârdărești în adunarea generală a acționarilor a SECE, Compania Regională de Apă Bacovesa, la care Comuna Hârdărești este acționar și în baza Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacovesa. Articolul 1 al 9. Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Bacovesa va exercita prin reprezentantul legal al Comunei Hârdărești drepturile speciale prevăzute la articolul 9 indice 1 din actul constitutiv al SECE Compania Regională de Apă Bacovesa, în baza mandatului special conferit din acesta. Alinia 2, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în calitate de autoritate tutelară, prin reprezentantul legal al Comunei Hârdărești, va exercita atribuțiile prevăzute la articolul 3.2 din Comunei 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări de ulterioare, în baza mandatului special conferit de actul normativ. Articolul 2. Consiliul Local al Comunei Hârdărești, în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativă acționarului SECE Travesa, va acorda mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală a acționarilor SECE Travesa, prin act administrativ adoptat special în acest sens, în limitele căruia se va exercita votul în numele și pentru Comuna Hârdărești, pentru atribuțiile prevăzute la articolul 11 alin 1 și a 12 alin 2, din actul constitutiv al 10, Compania Regională de Apă Bacău, ESA. Articolul 3. Atribuțiile delegate prevăzute la articolul 10 alinia 5 din Legea Serviciilor Publice Comunitare de Utilități Publice numărul 51/2006, republicată cu modificările și completări de ulterioare, vor fi exercitate de către reprezentantul legal al Comunei Hârdărești doar în limitele stabilite prin actul administrativ de autoritate, adoptat expres de către această autoritate administrativă autonomă deliberativă. Articolul 4. Atribuțiile prevăzute în anexa 1, secțiunea 1, articolul 1, alin 5, 6 și 7 din contractul de finanțare numărul 423 din 3 decembrie 2020 vor fi exercitate în numele și pe seama Comunei Hârdărești de către reprezentantul său legal în baza mandatului special, în limitele căruia reprezentantul este ținut să voteze. Avizul comisiilor de specialitate, domnul Borto, domnul Budău, domnul Ioance, vă mulțumesc. Vă punem la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc, domnul. Proiect de hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare, apă și de canalizare. Se aprobă tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă, altele decât cele pentru apă potabilă și canalizare, prevăzută în anexa 2 denumită pentru granjamente și alte servicii apă, din dispoziții speciale, partea de apă anexa 1B, care se modifică și se completează conform anexei 1 la prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă tarifele pentru serviciile publice de canalizare, altele decât cele pentru apă potabilă și canalizare, prevăzute în anexa 2, denumită prețul pentru raportare și alte servicii canalizare,
din dispoziții speciale, partea de canalizare a anexului C, care se modifică și se completează conform anexei numărul 2 la prezenta hotărâre. Celelalte articole ale contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, numărul 556/2006, pe 29/11/2010, rămân în vigoare. Aplicarea, articolul 4, aplicarea modificărilor cuprinse în prezenta hotărâre, intră în vigoare începând în prima zi din luna următoare, semnării unui act adițional de către reprezentanții săi legali. Și la articolul 5 se mandatează domnul Gheorghiță Magistratie, la în calitatea de reprezentant al UATC Comuna Bădărești, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău-Adi, să voteze în ședința ALADI acest punct de pe ordinea de zi. Avizul Comisiilor de Specialitate. Domnul Botoc? Favorabil. Domnul Marice, vă mulțumesc. Cum se pune la vot proiectul de hotărâre? Proiect de hotărâre pentru completarea faptele 18/31/2021 privind aprobarea reorganizării compartimentului de distribuire al apei potabile în statele Târgu Mureș și Dărești din structura aparatului de specialitate a primarului Comunei Dărești, județul Bacău. Se completează articolul 1 al hotărârii 18/31/2021 cu două aliniate care vor avea următorul cuprins. Aliniatul 1, indice 1. Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare va funcționa ca societate comercială cu răspundere limitată, conform legii 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificări și completări de ulterioare, aflată în subordinea Consiliului Local Târgărești. Aliniatul 1, indice 2, denumirea societății va fi Gospodărire Comunală Târgărești, SRL. La articolul 2, celelalte prevederi ale hotărârii 18/31/2021 rămân neschimbate. Avizul Comisiilor de Specialitate. Vă mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc mult. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activități de protocol la Primăriei Comunei Bădărești pentru anul 2020. Se aprobă limitele maxime privind efectuarea cheltuielilor pentru acțiuni de protocol după cum urmează. Organizarea de mese oficiale, limită maximă 90 de lei de persoană. Organizare de cocktailuri, 25 de lei de persoană. Cheltuieli zilnice de masă la invitarea în țară a unor delegații de cheltuielea Părții Comune. 105 lei de persoană pe zi. Cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratați oferite în timpul tratativelor sau al ședințelor. 20 de lei de persoană pe zi. Cadouri în lipsa sumei de 400 lei per delegație. Materiale informative și de lucru, 50 de lei de persoană. Materiale promoționale, 50 de lei de persoană. Organizare de ridic de obiective turistice, 50 de lei de persoană. Se aprobă cuantumul cheltuielilor pe an în sumă de 20.000 de lei. Conducerea la îndeplinirea prezentului hotărâri se credințează primarul comunei prin compartimentul contabilitate financiară și resurse umane. Dacă aveți discuții la acest proiect de hotărâre, dacă nu solicit avizul comisiilor de specialitate, vă mulțumesc mult. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind participarea la programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public derulat de administrația codului pentru mediu cu proiectul investițional modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminație din Comuna Bădărești, județul Bacău. Articolul 1.
se aprobă participarea Comunei Târgărești la programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente energiei în infrastructura de iluminat public, derulat de administrația Fondului pentru Mediu, cu proiectul investițional Modernizarea Sistemului de Iluminat Public, prin creșterea eficienței energetice a costurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public în Comuna Târgărești, județul Bacău. Articolul 2. Comuna Târgărești a respectat toate cerințele programului și a contractului de finanțare ce a urmat să fie semnat în cazul aprobării proiectului de investiții. Articolul 3. Până la finalizarea contractului de finanțare, Comuna Târgărești va respecta cerința programului cu privire la delegarea gestiunii serviciului de iluminat. Articolul 4. Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii, efectiv, aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform documentațiilor tehnico-economice ce urmează a fi aprobate de Consiliul Local Târgărești. Articolul 5. Se aprobă contractarea finanțării și se desemnează domnul Gheorghiță Marius Gabriel, primarul Comunei, să reprezinte Comuna Târgărești în calitate de solicitant în relația cu autoritatea. Articolul 6. Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului și angajamentul privind întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu legislația în vigoare privind achizițiile publice. Articolul 7. Comuna Târgărești urmează să aprobe documentația tehnico-economică DALIN și indicatorii tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect. Articolul 8. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada realizării investiției și vor fi asigurate din excedentul de întregi. Articolul 9. Aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Târgărești, domnul Gheorghiță Marius Gabriel. Dacă aveți întrebări la acest proiect de hotărâre, dacă nu, solicit avizul comisiilor de specialitate. Să zic eu, deocamdată acest proiect mi se pare că e nevoie, deoarece nu se justifică în momentul de față. Nu este o prioritate pentru comună, deoarece a fost implementat în anul 2018 un proiect asemănător pe Fernandele 2. Sunt 2 ani jumate de când s-a implementat acest proiect. Sunt montate deja pe toate străzile din comună 450 de lămpi care iluminează toate străzile. S-au făcut și extinderi și schimbări de lămpi și de cadre metalice care erau nevoie. Deci toate localitățile din comună sunt iluminate. Când se mai arde un bec, astea se schimbă. Și acasă ni se arde becul și le schimbăm. Vă rog să verificați procesul verbal de recepție, unde constructorul garantează toate bunurile care au fost montate și toate produsele. Nu cred că este o prioritate pentru comună în momentul de față. Nu este prioritatea zero și sunt alte priorități pentru rezolvarea problemelor comunității. Cred că este alimentarea cu apă, canalizare, pentru satele care nu au. Nu cred că s-a rezolvat problema, deci, cu canalizarea. Nu cred că s-a rezolvat problema cu drumurile din comună. Aș dori să-l întreb pe domnul primar în ce stadiu se află proiectul depus la CNI, dacă s-a mai luat legătura cu CNI-ul pentru acele proiect, pentru 50 km de drum care au fost depus, să vedem în ce stadiu este. Acele drumuri care au fost afectate de inundațiile din 2019, dar asta e răspuns care o să vină de da, dar vreau să leagă de acest proiect de hotărâre. Pentru că s-au făcut alte promisiuni în campanie și eu am fost luată la rost, precum că lumea își varsă mizeria în șanțuri, pentru că nu s-a făcut canalizare, dar proiectul pentru apă canalizare este, proiectul pentru gaz este și la fel îl întreb pentru cluburile sanitare și am vrea să știți și astea în ce stadiu sunt.
Știm că bani pentru cofinanțarea acestor proiecte sunt, așa că dânsii trebuie să se ocupe și să caute surse de finanțare pentru toate acestea. Deci nu se justifică proiectul pentru iluminatul public, deocamdată. Deocamdată. După ce vom avea toate celelalte proiecte implementate, da, dar deocamdată este lumină în comunitate. În comun. Da, corect. Dar am vrut să leg de acest proiect. Am vrut să scurtați timpul, e ok. Deși era un alt punct pe ordinea de zi, mă leg de toate că pot să vă răspund. De ce am solicitat acest proiect și acest vot de la dumneavoastră pentru iluminatul public? Este vorba despre iluminatul public. Dumneavoastră, într-adevăr, ați implementat un proiect pe PNDL 2 în valoare de aproape 4 miliarde lei vechi în Comuna Părterești, pentru care nu ați reușit să opriți un minim de un leu pentru execuție, pentru garanția de bună execuție. Este contractul, putem scoate. A expirat acel contract de garanție, nu avem cum să întrebăm constructorul despre anumite lucruri. Pentru că a fost o eroare, nu dau vina pe nimeni, doar am dorit ca dumneavoastră și toți cetățenii Comunei Părterești să afle că dumneavoastră a semnat un contract de 4 miliarde fără să opriți un leu garanție de bună execuție. Odată la mână. Doi, ați făcut un calcul în cei 4 ani de mandat câți bani alocați dumneavoastră schimbând becurile? Nu. Și câte becuri ar? Au fost suportate de către constructori pe perioada noastră. Pe perioada. Pe perioada. Când ați plecat dumneavoastră? Nostru, a fost suportate de către constructori. Alte cheltuieli nu s-au făcut. Iar contractul a fost verificat și de PNRR. Așa că... Eu... Zic că sunt civilizat și că ați vorbit, nu v-am întrerupt. Dacă îmi permiteți să răspund, fără să mă întrerupeți, când o să vorbiți dumneavoastră, la fel o să vă ascult cu interes. De când ați plecat dumneavoastră, domnul vice este prezent aici și poate confirma, de la venirea noastră în primărie am schimbat peste 200 de becuri care se ardă în fiecare zi. Dar nu se arde efectiv becul, ci se topește dulia. Pentru că, nu știu, constructorul, proiectantul, cum a gândit, ca să fim singura comună din județul Bacău, unde s-au instalat astfel de râmuri. Mai dați-mi dumneavoastră un exemplu în județul Bacău, unde s-au instalat astfel de râmuri prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Toate comunele au solicitat și au mers pe instalarea lămpilor de iluminat public cu consum redus, care se numesc LED. Eu, în urmă cu 5 ani de zile, am montat peste 100 de LED-uri pe care dumneavoastră le-ați demontat și le-ați dat jos și le-ați depozitat. 50. Se pot număra, există între timp dacă s-au mai ars sau scăzat. Le-a dat jos și nu ați făcut niciun proces verbal. Noi am încercat să știți că din alea vechi pe care dumneavoastră le-ați demontat, noi am început să le punem la loc. Și da, să nu mai plătim și noi am alte surse de iluminare public. Am făcut o comparație și cu facturile plătite până în 2016 și cu facturile plătite după 2016, având în vedere și cota de inflație și scumpirea curentului și consumul de energie. Și vă dau doar două cifre. În 2014, ca să nu luăm 2016, se plăteau 56.000 de lei pe an. În 2017,
facturile erau de 61 de mii de lei pe an. Iar în 2020, prin acest proiect al dumneavoastră, ați reușit performanța și să ajungeți la 1.366.000.000 pe an. Aproape că ați dublat facturile de energie electrică. Am luat în calcul și montarea unor lămpi, în plus. Bineînțeles că au fost montate mai multe lămpi și pe străzile care n-au fost luminate deloc. Dar eu vin cu întrebarea, de ce nu ați discutat cu proiectantul și să mergeți pe sistem de iluminat LED, când și automobilele din zilele noastre merg pe iluminat LED. Și ați acceptat aceste becuri de 75 de vați. Și avem un electrician aici, coleg, consilier, care vă poate da mult mai multe detalii în ceea ce privește iluminatul public și consumul de energie. Eu nu sunt electrician, dar discutând cu diversi specialiști și încă o dată vă confirm, Comuna Părgărești a fost singura comună care a acceptat astfel de investiții în 2019. Aici aș dori să completez la repetate în privința LED-ul, LED versus lamp cu soliu, pentru că LED-ul e de ultimă tehnologie și dacă luăm să facem o comparație, o lampă LED consumă aproape de 3 ori mai puțin decât o lampă tradițională cu soliu. Nu, eu am făcut proiectul, a fost un proiectant de specialitate care a făcut și acel proiect a fost aprobat și de către PNDV. Dacă n-ar fi fost bun proiectul, atunci s-ar fi respins de către PNDV. Eu am înțeles de către PNDV. Nu trebuie acceptat, nu trebuie acceptat în Consiliul Local proiectul respectiv dacă au făcut un proiectant de specialitate. Au făcut un proiectant s-a ținut dar nu orice proiect trebuie acceptat dacă nu e în parametri care vi l-ați fi dorit dumneavoastră. Mi s-a justificat în acea perioadă. Eu vin în completare și vă spun așa, doamna Victorița. Dacă la acel moment când s-a făcut investiția nu ați fost dumneavoastră nu ați fost specialistă și v-ați spus proiectantul. De ce astăzi, când solicităm LED, dumneavoastră deodată ați devenit specialistă să spuneți că nu este bun proiectul? Eu nu spun că nu este bun proiectul. Este prioritar. Nu este prioritar acum. De ce n-ați venit cu proiectul de apă și canal, cu proiectul de gaz, înaintea acelui de iluminat public? Sigur că știu că sunt fonduri la Ministerul Mediului, după aceea mi s-a deschis și mie ochii și mi s-a spus că uite că trebuie. Dar n-a fost funduri în acel moment. Așa că nu mi se pare că Comuna Părgărești stă în întuneric, în momentul de față. Sunt alte priorități. Așa. Da, dar la ce costuri stăm în lumină, doamnă? La ce costuri? Că plătim de 2 ori mai mult energie electrică decât în 2016. Păi reducem consumul și mergem pe mediu. Pentru că avem ca așa ne spune colegul dumneavoastră de partid fecheț. Să reducem. Și este la recomandarea dumneavoastră să facem acest proiect. De partidul PNL, de partidul PSD. Eu n-am fost de partid. Așa a zis, că nu mai discutăm. A fost doar la recomandarea dânsului pentru că este un specialist pe mediu. Păi haideți să vedem când suntem specialiști. Nu, am zis că nu este prioritar. Și să vă dau răspuns, vă spun. Acum, și să știe toată lumea, proiectul de gaze este depus pe fondul de mediu, iar proiectul de apă canalizare, care știți foarte bine că ați lăsat aici în primărie neachitată și a trebuit să achit eu. Și am avut probleme... Am avut probleme cu acel proiect, este depus la Compania Națională de Investiții, pentru care am și un răspuns. Iar vis-a-vis de acele proiecte de asfaltare, săptămâna trecută am solicitat punctul de vedere al CNI-ului și se află în faza de sinteză acel proiect. Ne-am interesat și ținem din scurt. Și noi. Dar eu vă informez și la fiecare ședință, la sfârșit, v-am rugat să-mi solicitați informații pe care
dumneavoastră vreți să le duceți mai departe. Și eu o să vă dau informațiile. O să fac pentru o ședință următoare, pentru că tot ați adus în discuție bani pe care i-ați lăsat, așa cum și de la mine au rămas excedent. Dar în acel moment când eu am plecat și a rămas excedent, la fel cum și dumneavoastră acum ați lăsat un excedent pentru cofinanțarea proiectelor. Da. Acum veniți și îmi spuneți că ați lăsat pentru cofinanțarea proiectelor. Dar în momentul când eu am plecat și au rămas 35 de miliarde lei vechi pentru cofinanțarea proiectului de apă canalizare, care la acel moment era depus pe măsura 3.2.2, m-ați judecat pe mine că nu am știut să gestionăm situația. Dar acum dumneavoastră vă aflați în aceeași situație. Dar educația nu îmi dă voie să vă răspund la toate întrebările pe care consider că ar trebui să le avem în patru ori. Ceea ce este transparență, o pot spune aici, că nu mă feresc. Dar știm foarte bine și problemele și o să comunic Consiliului Local și cetățenilor problemele care le avem pe strada Teiului. Pentru că de asta nu s-a pus stratul 2. Știți foarte bine. O să finalizăm și acel proiect. Pentru că a rămas într-un stadiu. A fost un proiect de repede, de înainte, pentru că vin alegerile. Și nu ați ales un drum în această comună, cum spuneți dumneavoastră, cu prioritate pentru cetățeni, ci ați ales un drum din centru până la dumneavoastră acasă. Ceea ce nu mi s-a părut normal. Erau atâtea probleme. Așa cum acum îmi spuneți că sunt probleme la satul nou pe la Câmpii, la Nicorești pe Pantă, se putea asfalta foarte bine acel drum. Ați preferat drumul dumneavoastră și comoditatea dumneavoastră. Celelalte drumuri sunt prinse în proiectul care-i depus pe CNI. Da? Da, sunt de acord. Pe celelalte drumuri sunt prinse în acel proiect și nu poți să solicit finanțare pe ceva pe ce ai cerut deja odată. Da, doamne, lăsați legislația, nu știu eu. Da. Dar v-am răspuns, dacă sunt alte întrebări. Eu am vrut să lămuresc problema cu acest proiect. Dacă, domnul consilier, consideră că putem și este sustenabil să ținem lămpile actuale și ne permite bugetul aprobat de dumneavoastră, să schimbăm la fiecare lună câte 20-30 de becuri, care nu sunt chiar ieftine, atunci vor vota dreptul. Cu banii care dacă ați spune dumneavoastră lături, văd că puneți la în alte investiții. Domnul general, vă frumos. La protocol. Așa că mare lucru lasă. Eu nu tip cate nu. Da. O să-i răspund și domnului general. Deși ați votat. Final, trebuie să vă răspund că ați votat. Puteam discuta la acel proiect. Dar mă întorc înapoi. Ați votat un proiect de hotărâre pentru protocol care nu este pentru protocolul din primărie sau pentru consilier local. Dacă v-ați documentat bine și ați văzut acolo pentru ce este destinat acest protocol și nu scrie nicăieri în proiect că suntem obligați să cheltuim cei 20.000 de lei aprobați de dumneavoastră. În schimb, dacă se organizează un eveniment și vin invitați, cum ați avut dumneavoastră, eu nu voi fi acel primar care să mă duc cu vocabularul din poartă în poartă să cer bani pentru organizarea unui eveniment care este pentru comună. Acești 20.000 de lei sunt alocați din bugetul și din taxele și impozitele plătite pentru bunurile pe care le au cetățenii. Sunt din taxele și impozitele Comunei Bărgărești. Dacă se organizează un eveniment și avem invitați din țară sau de peste hotare,
vin pentru comună și mi se pare normal ca toți cetățenii să contribuie la astfel de evenimente. Și v-aș ruga să nu transformați acest proiect într-o discuție electorală, pentru că nu va cumpăra nimeni caviare și nici nu ne vom plimba cu Mercedes-urile, totul va fi transparent dacă se va impune. Dar noi ar trebui să ne asigurăm că dacă avem invitați din alte țări pentru evenimentele din comună, să putem asigura un minim de confort, o apă și o cafea. Asta îmi spune mult și din educația și ce fel de oameni primitori suntem. Da, primitori. Da. Dacă domnul Emanuel tot spune că este electrician, eu cred că asta am putea schimba numai becul. Există și becul cu LED. 450 de becuri nu este la bere. Nu trebuie să schimbăm un proiect cu LED, nu? 450 de becuri cu LED pentru exterior. Lămpile sunt noi. Nu cred că nu suportă instalația, nu cred că se mai ardă... O să trupesc bolile. Pentru că sunt de 75 de vață, într-adevăr, se topesc durile, dar nu se topesc, pentru că sunt de ceramică durile. Eu o să vă aduc exact tot ce au dat jos, pentru că dumneavoastră... Știu că și noi am dat jos, am schimbat și noi durile, au și lăsat becuri, eu știu. Dar schimbând becuri la ULED, nu cred că mai e nevoie de... Eu aici nu știu dacă știe domnul... Domnul, dacă spune că lămpile nu sunt bune, nu știu, lămpile sau becurile sunt bune. Lămpile, de ce sunt o problemă? Trebuie luat în considerare că nu cât costă becul, ci cât costă și montajul. Unu. Dar doi, nu este un proiect. Proiectul acesta, din câte l-am citit și l-am studiat, da, și ce mi s-a dat, ce informații mi s-a dat... Lasă să vă vrească dacă ai. Lasă, nu trebuie să te faci. Eu o să votez pentru proiectul ăsta dintr-un singur motiv. Deci, cofinanțarea din bugetul local o să fie amortizat cel puțin în 2 ani de zile, numai din economia de energie electrică și din mentenanța care se face acum zilnic. Din motivul ăsta, eu am să votez pentru. Nu se face. Tu nu înțelegi că în 2 ani de zile am becul de exterior, mă de exemplu, cofinanțarea asta e mult mai puțină decât să cumperi toate becurile și să le schimbi. Da, dacă aveți alte întrebări, vă stau la dispoziție, dacă nu mă rog pe doamna secretară să... La buget, când am votat bugetul, am înțeles că cofinanțarea primăriei va fi undeva la 40.000 de lei. Dacă noi plătim energie într-un an de un miliard și ceva și reducem factura de la un miliard și ceva la vreo 600 de milioane sau 700 de milioane, în 2 ani de zile n-ar putea economisi. Asta e părerea mea. Domnul Comitru de Specialitate, domnul Bărtov? Favorabil. Domnul Budeau? Favorabil. Favorabil. Să punem la punct proiectul de Cotoreva. Să vedem câte sunt, să văd o perbu, un potină, vincina, da, mulțumesc mult pentru vot. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind completarea legii privind achizițiile directe pentru anul 2021. Se completează anexa privind achizițiile directe pe anul 2021 după cum urmează. Capitolul 1. Punctul 131, achiziționare făcute pentru tractoare, 20 de perechi. 132, achiziționare și montare pe malaxor. 133, achiziționare produse de curățenie și energie. 134, achiziționare la vede universală. 135, achiziționare mărturi. 136, cuplii igienic. 137, stat penalier mari. 138, 3 insecticid universal. 139, pompă suprescribilă. Capitolul 2 se completează cu punctul 41, servicii de închiriere utilaje cu operator pentru balastrare drumul din comun. Și
Și capitolul 3 se completează cu următoarele puncte. Punctul 6, lucrări de modernizare teren de sport din cinta școlii, bazine Gheraru, sat, satul 8. Și punctul 7, lucrări de reparații cămin Batna. Dacă suntem de acord cu proiectul de hotărâre propus, acolo comisiilor sunt mulțumesc, punem la proiectul de hotărâre. Mulțumesc mult de tot, suntem la punctul divers și vă rog să vă scoți. Dacă îmi permiteți, domnul Cuțea, acum în vedere la proiectul anterior, aș dori ca să solicit să vedem ceva în legislație, pentru că sunt anumite proiecte care trebuie votate, unele cu majoritate fiindcă, altele cu majoritate absolută și altele cu majoritate calificată. Ca să vă pot comunica exact dacă proiectul 6 de pe ordinea de zi este mare. Da, adică pe perioada discuțiilor, dacă îmi permite. Vă mulțumesc frumos. Ca să știți dacă... Da, da, da. Tocmai de aceea. M-am stat la fel și vom anunța bani. Reparații. Da, dacă nu aveți dumneavoastră întrebări, cum v-am am întrebare, am rugămintea să postați pe site-ul primăriei programul de audiență a consilierilor cu numele de contact aferente, astfel să putem veni în sprijinul cetățenilor în acest mod și de altă soluționa în consiliu, dacă e la problemă. Da, vă mulțumesc mult. Vom rezolva astăzi. Permisiunea doamnei Bortă. Dar nu am zis că nu să nu vă vorbeați amândoi și nu se înțelegea. Am zis că așa că răspunsul. Dar știți ceva de corobori de drumul? Că nu sunt eu corobori de drumul. Vreau să vin direct la Tisești, nu mai. Săpăturile s-au început de la mână și cu asfaltarea de la Tisești. Da, o să se asfalteze și pe raza comunei noastre. Deși este un drum județean, eu am solicitat și am avut o înțelegere la domnul președinte Ivancea, dar fiind asociere între Târgu Ocna și Consiliul Județean Bacău pentru acea porțiune, s-a preferat să se înceapă mai întâi la Tisești pentru a demara lucrările, fiind lucrări mai ample pe raza orașului Târgu Ocna, bineînțeles fiind și oraș, și programul de achiziții pe care l-au dat și la fel și Consiliul Județean, s-a preferat să se înceapă mai întâi cu Târgu Ocna, pentru că sunt lucrări mai ample de realizat acolo. După care vor continua lucrările pe raza comunei noastre. Chiar a fost la sediul primăriei administratorul societății din Piatra Neamț care se ocupă de această lucrare și ne-a asigurat că în viitorul apropiat se va realiza și la Răuvodii acea lucrare. Vom avea și alte lucrări pe DG116 în cursul anului 2021. Cu plăcere. Așa cum v-am obișnuit să vă informez despre activitatea noastră din primărie și, bineînțeles, unde dumneavoastră puteți veni cu sugestii realizabile și pertinente, nu neapărat ceea ce am gândit că nu se poate realiza. Ați observat că împreună cu domnul Vici și conducerea primăriei ținem din sport, în primul rând, curățenia din comună. Încercăm să îmbunătățim programul prin care să predăm mai mult gunoi reciclabil. Mulțumesc aici, cu permisiunea dumneavoastră și agenților economici care răspund prompt și chiar se implică în acest proiect. Vom continua cu amenajarea unor drumuri de exploatații agricole și, bineînțeles, și sătești. Dacă până undeva în luna august nu vom primi
un răspuns favorabil despre proiectul de la CNI, vom fi obligați să ne apucăm noi și să asfaltăm drumurile care au fost depuse la CNI. Deocamdată speranțele văd că există, dar oricând se poate întâmpla ceva prin care să nu putem realiza. Vom încerca să le facem acel drum până la monument. Sincer vă spun, cu regret că unii dintre noi, dintre tinerii noștri, că sunt ai noștri, care profită de acea zonă frumoasă sus pentru a se relaxa, transformă de multe ori petrecerea timpului liber și relaxarea în alte evenimente pe lângă monument. Ne-am propus să achiziționăm încă două camere wireless cu transmisiune directă în serverul nostru pentru a proteja acel monument realizat de acel ONG sau grup de inițiativă cărora îi mulțumesc pentru implicare. Vom încerca să facem un drum accesibil pentru toată lumea și încă o dată îi rog pe toți cei care practică sporturi de off-road, de a se plimba cu ATV-ul, să încerce să evite acel drum pe timp ploios, pentru că îl aduce într-un stadiu în care nu mai putem folosi noi cei cu mașinile mici. Vom încerca să balastrăm, să facem două, trei traversări, să facem șanț ca apa să nu distrugă acel drum și fiecare dintre noi să ne bucurăm de aer curat și de relaxare, în primul rând, și de ce nu să reușim să ne aducem, eu știu, contribuția noastră la înfrumusețarea acelei zone dedicate eroilor noștri. Am avut o discuție cu domnul colonel Prisecaru și mi-a propus ca undeva pe 21 august să realizăm un eveniment pentru inaugurarea celor două steaguri care vor fi amplasate sus, steagul Uniunii Europene și încă un steag al României. Știți foarte bine că până acum ce s-a făcut acolo s-a făcut din donații și încă o dată mulțumesc celor care au făcut donații pentru realizarea acelui obiectiv. În acest an vom aloca noi o sumă de bani pentru că cred că așa este normal să vină și Consiliul Local să fie parte în acel proiect. Vom încerca să arborăm și un steag mai mare să se vadă inclusiv de la Trotuș din Onești în Indăpoace. Și să avem pe 21 august, dacă avem vreme bună, un eveniment ca să facă cinste comunității și oamenilor din această comună. În rest, vom continua cu lucrările de administrare a comunei, ca să nu ne fie rușine când trece cineva pe aici. Să fie iarba cosită, să avem flori, să întreținem totul, să fie frumos, dar cel mai important lucru este și ținem din scurt realizarea acelor proiecte mari. Sperăm prin PNRR să vină bani și să fie alocați pentru apă, canalizare, gaze. Sperăm, așa cum și dumneavoastră sperați, pentru că dacă vine alocă bani, realizările nu sunt în totalitate ale primarului, sunt ale comunității. Și dacă oamenii sunt mulțumiți, suntem și noi mulțumiți. Încă o dată vă asigur de bună colaborare cu domnul vice
mulțumesc majorității pentru votul acordat unui iluminat public modern, chiar dacă nu va trece proiectul. A trecut proiectul, majoritatea absolută, ceea ce înseamnă cu unul mai adunat la jumătate din numărul total de consilieri. Deci aia înseamnă 7. Jumătate este 6 lire, 7 este numărul maxim cu care, minim cu care da. Se putea aproba. Da, mi-ați adus o veste. Articolul 139, alinte, și aici intră și litera A, și litera D, și litera E, că e legat și de buget, și de proiecte, de programele de da. Vă mulțumesc, doamna secretar, ați adus o veste bună, aveam ceva emoții, având în vedere configurația Consiliului, dar mă bazam pe majoritatea Consiliului Local și o privim majoritatea. Dar dacă ați adus în discuție... Dar dacă ați adus în discuție această majoritate, vă asigur încă o dată, domnul Bejenaru, că este o majoritate stabilă pentru... Vrem și rezultate, nu numai. O să aveți și rezultate. Așa cum ați votat dumneavoastră, avem 6 luni. Deja 6 luni s-au scurs. Și sunt scurs și celelalte. Puneți mâna pe treabă, nu mai vorbim așa și ne lăudăm unul pe altul. Da, okay. Dar dumneavoastră unde sunteți? Sunt tot local aici? Adică ne dați o sarcină pe care nu trebuie. Eu am felicitat, nu ești foarte și felicitări, Valisa, că l-ați înțeles mea. Felicitări. Lasă ironia, lasă ironia. Da, încă o dată le mulțumesc consilierilor și majorității pentru că își doresc o comună bine iluminată și cu o fund de energie redusă. Mulțumesc și celor care au votat împotrivă. Așa e în democrație. Votăm și cum ne dictează aia. Vă mulțumesc mult încă o dată. Vă doresc o săptămână bună și dacă aveți dumneavoastră ori de câte ori aveți probleme, ne găsiți aici, dar în încheiere vreau să rog cetățenii Comunei Părgărești să răspundă cu promptitudine și corect la întrebările celor care în zilele astea desfășoară activitatea de recesământ agricol. Sunt și străinași, va trebui până pe 30... La sfârșitul lunii iunie încheiem această acțiune, e la nivel național. Vă rog și pe dumneavoastră să duceți mesajul prietenilor dumneavoastră, cunoscuților, să răspundă pentru a încheia cu bine acest recesământ agricol 2021. În rest, vă doresc tuturor multă sănătate, iar celor din străinătate să revină cu drag acasă pentru o vacanță frumoasă, având în vedere că se fac relaxări în ceea ce privește pandemia. Să se vaccineze toată lumea. Nu puneți nicio vorbă despre vaccinare. Nu. Suntem totuși într-o pandemie. Puneți și dumneavoastră ceva, locuitorilor. Vaccinarea trebuie să fie la alegerea fiecărui persoane. Domnul Bejenaru, eu v-aș răspunde și înțeleg ironia, dar eu trebuie chestia asta. Dar nu sunt medici să fac eu. Nu obligă pe nimeni, dar trebuie să favorabil. Nu obligă pe toate. Dumneavoastră, dacă vreți să vă vaccinați, vă duceți să vă vaccinați. Dacă nu impunim noi să se vaccineze, nu sunt medic, în primul rând. Și nu îmi depășesc atribuțiile. Dumneavoastră, dacă mergeți pe linia asta, nu aveți decât să o faceți. Dar faceți în mula dumneavoastră de aer acolo. O vorbă n-am Nu, noi respectăm toate indicațiile impuse de DSP și de asta. Ar trebui mai întâi vorba dumneavoastră să discute domnul Orban la partid când face chef în Parlament. Și nu să-mi faceți dumneavoastră mie lecții ce să spun aici. Da, să spun aici. Nu. Ciolată. Faceți acolo recomandări. Noi știm ce avem de făcut și discutăm cu medicii de familie. Eu nu impun nimănui să se vaccineze sau să nu se vaccineze, cum nu face nici măcar președintele domnul Valeriu. A spus, cine dorește, este la liber. Noi am informat pe toată lumea, am pus pe Facebook. Dar dumneavoastră, dacă mergeți, cum ați mers până acum pe dictatură, să meargă lumea să se vaccineze, noi nu. Noi, libertatea omului. Vă mulțumesc!